Portretistul și peisagistul englez era în plină glorie la 60 de ani când medicii i-au diagnosticat un cancer la gât. Multe dintre tablourile lui Gainsborough, lăsate moștenire soției și fiicelor sale, nu au fost vândute, ele împodobind și astăzi casa în care a locuit pictorul. Irlandezul s-a dovedit a fi un excelent experimentator. A verificat numeroase teorii, în special în domeniul termodinamicii și opticii. Împrăștierea luminii în medii disperse este efectul care îi poartă numele, dar John Tyndall a explicat și efectul de seră, care dă bătăi de cap contemporanilor îngrijorați de încălzirea globală. Văra lui George Enescu și cumnat cu fostul ministru de externe Grigore Gafencu, muzicianul nu putea avea o relație amicală cu autoritățile comuniste. Încă de la 31 decembrie 1947, cu prilejul depunerii de către corpul profesoral a unui jurământ de loialitate față de noua Republică Populară, Mihail Jora a solicitat un moment de reculegere în memoria regelui Mihai, care abdicase cu o zi înainte. Tenorul Dragostei a fost cel mai popular interpret în toate genurile muzicale în primele două decenii ale secolului trecut. Enrico Caruso a avut și șansa utilizării mijloacelor de înregistrare a sunetului, care l-au făcut cunoscut în toate colțurile lumii. Scoțianul Alexander Graham Bell, naturalizat în America, a dăruit omenirii primul telefon în 1876. Între timp, lucrurile au evoluat mult și s-au complicat, mulți fiind interesați să intre pe fir, chiar și în lipsa acestuia. Gentlemen, Peter O'Toole. Ajuns la o venerabilă vârstă, actorul nominalizat de 8 ori la Oscar declara cu tristețe în glas: singurul efort fizic pe care l-am făcut în viața asta a fost acela de a merge în urma sicrielor prietenilor mei care au făcut toată viața sport de întreținere. În rest, nu regret nimic, absolut nimic. Drama mareșalului Paul von Hindenburg rămâne aceea că nu a putut opri ascensiunea lui Hitler și că s-a văzut nevoit să-l desemneze cancelar în ianuarie 1933. Stere Gule a văzut apa ca un bivol negru după inundațiile din 1970, a continuat cu iarba verde de acasă, castelul din Carpați, ochi de urs și moromeții. S-a implicat în politică odată cu piața universității, iar în 2009 a lansat două filme controversate, Weekend cu mama și Sunt o babă comunistă. A rămas în istoria muzicii ca autor al primei opere veriste. Consacrarea lui Pietro Mascagni i-a adus-o Cavaleria Rusticană, compusă în 1890. Mulți l-au renegat atunci când, în 1935, a compus ca dedicație pentru Mussolini opera Nero. A fost secretar literar al Teatrului Național din Iași, apoi director, iar din 2000 a condus Complexul Muzeal Moldova. De numele Val Condurache se leagă apariția revistei Alma Mater, precum și fondarea unei importante reviste de teatru din România, Arlechin. Singurul român care a jucat alături de Kidman, Clooney sau Bruce Willis, Marcel Iureș crede în Dumnezeu și în povești cu îngeri, care nu sunt multe și pot fi strânse într-o batistă. Fritz Lang a folosit arta cinematografică pentru a explora propria sa fascinație pentru partea întunecată a vieții, iar temele sale predilecte, adesea morbide, i-au adus atât critici cât și celebritatea. Goebbels i-a propus să superviseze filmele naziste, însă el a refuzat, fugind la Paris, apoi la Hollywood. Nu le vom ști niciodată pe toate, important e să înțelegem ceva din viața asta.